Primii români morți de frig în acest an sunt din Buzău, respectiv Galați. Vorbim despre patru persoane care au murit după ce temperaturile au coborât până la minus 18 grade Celsius. Și mergem la corespondentul nostru, Andreea Borboros, cea care are informații suplimentare. Te ascultăm, Andreea. Bun găsit, Cătălina, bun găsit tuturor. Gerul cumplit din ultimele zile, iată că a făcut deja primele victime omenești. Vorbim de trei persoane din Galați, mai exact o femeie în vârstă de 79 de ani. A fost găsită de vecini într-o curte a unei locuințe. Aceasta era îmbrăcată într-un capot și păpuci de casă, însă în momentul în care medicii au ajuns la ea, femeia decedase din cauza unei hipotermii. Totodată în Galați, o altă femeie în vârstă de 46 de ani a fost găsită fără suflare în fața casei sale, iar un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost găsit decedat de către medici chemați chiar de vecini. Se pare că toate cele trei decese au survenit în urma șocului hipotermic. Ieri, în Buzău, o femeie în vârstă de 46 de ani a fost preluată de un echipaj de pe ambulanță în șoc hipotermic. În ciuda manevrelor de resuscitare, femeia nu a mai putut fi salvată, iar medicii au declarat faptul că aceasta a murită de frig. Totodată, cadrele medicale ne sfătuiesc ca în cazul în care vrem neapărat să ieșim afară, e bine să fim extrem de bine îmbrăcați, în caz contrar să încercăm să stăm cât mai mult la căldură în case.